Firmele de curierat care au ca activitate manipularea manualelor, mecanizată a coletelor și corespondenței au intrat în vizorul inspectorilor de muncă. Începând din această lună, acțiunile de control în rândul acestor companii se vor intensifica. Potrivit inspectorului șef al ITM Hunedoara, în ultimii 2 ani, accidentele de muncă produse în acest domeniu de activitate au crescut semnificativ. Începând cu luna martie anului 2024 și până la sfârșitul acestui an, inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control Sănătate Securitate în Muncă vor desfășura acțiuni de control privind respectarea prevederilor legale de SSM, privind activitatea de manipulare manuală mecanizată a coletelor și corespondențelor. Așa cunoscutul KN 5320, alte activități poștale și de curier. Am luat această decizie, sau inspecția muncii a luat această decizie, deoarece transportul de marfă este unul dintre sectoarele de activitate în care se produce un număr semnificativ de accidente de muncă, locul 3 și 4 în ultimii 2 ani, astfel deseori o gravitate mare, ajungând până la deces. Prin acțiunile de control urmărim creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea, sănătatea în muncă, în societățile comerciale care au acest obiect de activitate.